Orașul Victoria a fost ocolit în ultima perioadă de răufăcători, cel puțin așa arată statisticile polițiștilor din localitate. De mai bine de două săptămâni, la sediul poliției din Victoria, nu s-a înregistrat nicio ilegalitate. Există și o explicație pentru liniștea de care se bucură oamenii din oraș. Mulți dintre cei certați cu legea au fost fie încarcerați, fie au plecat în străinătate. 7 aprilie 2010 este data în care polițiștii din Victoria au înregistrat ultimul furt pe raza lor de acțiune. De atunci, legea nu a mai fost încălcată în Victoria de niciun cetățean sub acest aspect. Mai mult decât atât, de aproximativ două săptămâni, locuitorii orașului Victoria au ocolit sediul poliției, din simplu motiv că nu au avut nimic de reclamat. Având în vedere situația economică prin care trece orașul, foarte mulți tineri au plecat fie la muncă în străinătate, marea majoritate a cetățenilor s-au retras în comunele vecine de unde provin și de aproximativ două săptămâni de zile nu am înregistrat niciun dosar penal, niciun fel de plângere, nici cu autori cunoscuți, nici cu autori necunoscuți. Lipsa proceselor verbale completate din mapa polițiștilor din Victoria este explicabilă. Cetățenii probleme care au dat mari bătăi de cap oamenilor legii au fost prinși și încarcerați, iar o parte dintre ei au luat drumul străinătății și nu s-au mai întors. Faptul că oamenii sunt destul de liniștiți și mai ales faptul că cei care erau certați cu legea, cei care ne dădeau de lucru, sunt o parte dintre ei deținuți în penitenciarul Codrea sau alte penitenciare din țară, iar o parte dintre ei știind că vor trebui să dea răspuns în fața legii pentru faptele pe care le-au comis, au reușit să fugă în Italia sau Spania. Cele mai multe infracțiuni de furt au fost înregistrate în Victoria între anii 2006-2008. În următorii ani, numărul acestora a scăzut, însă nu cu mult. Până anul trecut, la poliția din Victoria se înregistrau în medie 4-5 furturi pe lună. De la începutul anului 2010, polițiștii au reușit să soluționeze 33 de dosare.